Bine ați venit la această întâlnire. Dați-mi voie să, în primul rând, să spun că mă bucur foarte, foarte mult că îl avem ca oaspete pe domnul ministru Igor Țânădac, un prieten al României, cu care am avut astăzi convorbiri, consultări deosebit de substanțiale, fructuoase, pe teme de interes comun, fie că vorbim de relații noastre bilaterale sau de procesele europene și euroatlantice. Această vizită mă bucur cu atât mai mult de faptul că are loc, cu cât ea se desfășoară într-un moment aniversar. Este vorba de împlinirea, la începutul acestei luni, a 20 de ani de la stabilirea de relații diplomatice între cele două țări. De asemenea, această vizitare are loc într-un context în care, recent, Bosnia Herțegovina și-a prezentat cererea de aderare la Uniunea Europeană și tocmai spuneam domnului ministru, prietenului meu Igor, că în asemenea moment este de semnificație deosebită, asta o spun din proprie experiență, pentru că mi-aduc de aminte, am participat eu însumi. În 1995 era, la momentul în care România și-a prezentat cererea de aderare și, dincolo de simbolistica și de momentul ca atare emoțional, în sine, i-am spus domnului ministru că asta, în momentul respectiv a însemnat și un declanșator, dacă pot să mă exprim așa, al potențării eforturilor întregii societăți românești în a acționa pentru crearea condițiilor de aderare la Uniunea Europeană. Consultările de astăzi s-au concentrat, așa cum spuneam, pe relația noastră bilaterală, relație care este foarte bună. Am discutat despre oportunități de consolidare în continuare a acestor relații, acestei relații bilaterale, și am convenit împreună că există oportunități deosebite în acest moment, mai ales dacă ne gândim la dimensiunea economică, unde posibilitățile sunt mult mai mari decât, potențialul este mult mai mare decât nivelul la care s-a ajuns în această privință. De aceea am găsit împreună de cuvință că ar fi foarte bine să depunem eforturi din partea celor două guverne, ale ministerilor noastre de externe, pentru a stimula cât mai intense contacte între comunitățile de afaceri din cele două țări și am convenit asupra oportunității organizării în acest sens chiar a unui forum de afaceri. Sunt și alte domenii în care cu siguranță există oportunități de dezvoltare și mai puternică a cooperării, infrastructură, energie, dar și în domenii precum afacerile interne, cooperarea polițienească, cooperarea culturală, cooperarea și în contextul unor proiecte de anvergură la nivel european, cum este cel al strategiei europene pentru regiunea dunăreană și așa mai departe. Am discutat foarte mult și despre cooperarea noastră în context european. Despre am împărtășit și am convenit să continuăm acest dialog și la nivel tehnic și cu celelalte ministere, la alte ministere, pe tema pregătirii pentru și derulării negocierilor de aderare care vor veni. Și pentru Bosnia-Herțegovina sunt convins într-un termen cât mai rapid posibil. Suntem gata să împărtășim din experiența noastră, să acordăm în măsura în care prietenii noștri vor găsi util și de interes să, așa cum spuneam, să împărtășim din experiență, să furnizăm asistență, fie ea tehnică sau în materie de derulare a negocierilor, de pregătire pentru aceste negocieri,
pentru că este un exercițiu foarte complex. Sunt multe lucruri care trebuie să se facă în mod deosebit la fața locului, cum s-ar zice, și am împărtășit domnului ministru din experiența noastră în această privință, insistând asupra faptului că suntem gata să furnizăm orice asistență pe care domniile lor o consideră necesară în această privință. Am făcut împreună o evaluare a evoluțiilor din regiunea Balcanilor de Vest, fiind de acord că o Uniune Europeană capabilă să se manifeste și mai puternic ca actor pe arena internațională nu va putea să facă dacă întreaga regiune a Balcanilor de Vest nu va fi integrată în această structură. Am discutat apropo de cooperarea regională despre procesul de cooperare în Europa de Sud-Est, dar și despre cooperarea în cadrul inițiativei centrale europene și am felicitat pe domnul ministru pentru modul în care gestionează în cursul acestui an președinția în exercițiu aici a inițiativei centrale europene. Am vorbit de asemenea despre alte teme care sunt la ordinea zilei pe agenda europeană. Vorba aici de migrație și am apreciat efortul pe care Bosnia-Herzegovina l-a făcut pentru a asigura cât mai bună eforturile pentru a-și aduce contribuția la eforturile vizând gestionarea adecvată a acestui fenomen. Am discutat de asemenea despre importanța întăririi cooperării între statele europene pentru a face față acestui flagel extraordinar care constatăm că, din păcate, se manifestă în forme tot mai violente. Este vorba de terorism și am convenit că este nevoie de o intensificare substanțială a eforturilor tuturor guvernelor țărilor noastre din Europa și nu numai pentru a elimina din rădăcină acest fenomen care afectează întreaga comunitate internațională. Încă o dată îi mulțumesc domnului ministru Țărnădac pentru această vizită și am convenit să continuăm acest dialog, fie alternativ într-o capitală sau alta, fie și în formate multilaterale cu care cu siguranță ne vom întâlni și în viitorul apropiat. Ok, prije svega pozdrav svim predstavnicima medija. Veliko je zadovoljstvo danas biti u Bukureštu i na samom početku dozvolite mi da se zahvalim Lazaru na jednom izuzetno divnom gostoprimstvu koje smo osjetili cijela delegacija ovdje od sinoć kad smo stigli i na jednom vrlo, vrlo dobrom, iskrenom, otvorenom i kvalitetnom sastanku. Dozvolite mi da se našalim prije nego što pređemo na ozbiljne stvari. Lazar je toliko iskustva imao u evropskim integracijama svoje zemlje, u pripremanju svoje zemlje za MAP, kada je prolazila kroz proces priključivanja NATO-u, da je prava šteta što je zauzet, inače bio bi vrlo dobar savjetnik za ove naše procese i izazove koje mi sada imamo. Ali dobro je što je ostaje prijatelj i neko ko snažno podržava nastojanja Bosne i Hercegovine na putu ka Evropskoj uniji i ka NATO-u. Dakle, dvije najvažnije teme danas definitivno su bili naši bilateralni odnosi i naša snažna aktivnost koju vodimo ovih dana na pridobijanju podrške što bržem napredovanju Bosne i Hercegovine na evropskom putu. Što se tiče bilateralnih odnosa, ja želim da se pridružim ocjeni koju je moj kolega Lazar dao, a to je da su odnosi na izuzetno visokom nivou, da mi nemamo praktično otvorenih pitanja koja te odnose opterećuju i da smo se dogovorili da te dobre odnose stavimo u funkciju što više korisnih stvari za narode Rumunije i narode Bosne i Hercegovine. Dogovorili smo se da radimo po jednom akcionom planu koji ćemo sačiniti i da imamo vrlo konkretne stvari pred sobom i rokove po kojima ćemo raditi. Također smo se dogovorili da nam glavni akcenat bude na ekonomiji.
i na razvoju ekonomske saradnje i poboljšanju spoljno-trgovinske razmjene između dvije zemlje. Neki 160-170 miliona evra razmjene u prethodnoj godini nije beznačajno, ali smatramo da ima mnogo prostora da se to proširi. U tom kontekstu dogovorili smo se da iniciramo i da damo jedan maksimalnu podršku organizovanju jednog biznis foruma između važnih članova biznis zajednice u Rumuniji i isto tako njihovih kolega u Bosni i Hercegovini. Smatramo da je to nešto što je vrlo bitno i što može da pospješi našu saradnju na polju ekonomskih odnosa. Također mi smo razgovarali danas i o mogućnostima proširivanja saradnje u drugim oblastima. Vrlo je važno da na pitanjima bezbjednosti se uspostavi dodatna saradnja. Za nas je važno i da imamo saradnju u stvarima koje nisu ono što se kaže čista politika, dakle i u oblasti kulture, i u oblasti sporta. Želja nam je da se, evo nakon razgovora koji sam ja jutros imao i sa ministrom odbrane Rumunije, proširi saradnja i na polju, saradnja na polju odbrane i na polju vojnih pitanja. I ja sam uvjeren da period koji je pred nama u pitanju bilateralnih odnosa Bosne i Hercegovine i Rumunije će biti vrijeme jednog vrlo jasnog i vidljivog napretka. U okviru naše bilateralne saradnje, naravno, bilo je govora i o tome na koji način Rumunija može da podrži Bosnu i Hercegovinu na njenom putu evropskih integracija. Rumunija je taj posao završila i Rumunija već živi Evropsku uniju, živi prednosti Evropske unije, ali isto tako može da nam pomogne oko stvari koje su moguće prepreke na putu kojim Bosna i Hercegovina tek treba da prođe. Zato ja se zahvaljujem na još jednom iskazanoj podršci koja je politička i diplomatska, ali je vrlo jasno nam stavljeno na znanje da i pomoć u smislu ekspertskog pristupa i u smislu tehničkih stvari je na raspolaganju sa rumunske strane i mi to izuzetno, izuzetno mnogo cijenimo. I na kraju, što se tiče ovog dijela koji se odnosi na bilateralnu saradnju, za Bosnu i Hercegovinu je veoma važno i cijenimo kao jedan značajan uspjeh Rumunije napore koje su imali i rezultate koje su postigli na polju borbe protiv korupcije. Bosna i Hercegovina zapravo ovu borbu je tek započela. Savjet ministara Bosne i Hercegovine je demonstrirao jasnu političku volju, stvoreni su jasni uslovi i mi očekujemo da i Bosna i Hercegovina pokaže rezultate u narednim mjesecima na polju borbe protiv korupcije na jedan sličan način na koji je to pokazala Rumunija. I pokušat ćemo da određena iskustva u narednom periodu i na ovom polju dobijemo od naših rumunskih kolega. Važno je da se pošalje poruka i da, kao što je to doprlo do svakoga u Rumuniji, kao što je to doprlo do rumunskog naroda, tako da dođe do svakoga u Bosni i Hercegovini, da u borbi protiv korupcije ne smije biti nedodirljivih i da u borbi protiv korupcije svako, makar on bio predsjednik vlade, predsjednik skupštine ili ministar, ako je uradio nešto loše, morat će za to da odgovara. I to nam je vrlo važan dio stvari o kojima smo danas razgovarali. Bosna i Hercegovina je 15. februara podnijela zahtjev za članstvo u Evropskoj uniji i naravno danas smo razgovarali o tome. Naš apel, naša molba je da nas se podržava u skladu sa našim dostignućima. Ja sam svog kolegu danas informisao da je Bosna i Hercegovina odlučna da u narednim sedmicama napravi nove iskorake na polju provođenja reformske agende, prilagođavanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju nakon što je Hrvatska postala član i na polju definitivnog funkcionisanja našeg mehanizma koordinacije za saradnju sa Evropskom unijom. To su osnovni preduslovi za sljedeći korak, a to je da se naša aplikacija proslijedi Evropskoj komisiji i da što prije počnemo raditi na čuvenom upitniku, što je naš sljedeći korak,
i za ovo sam danas zatražio i podršku od Rumunije i drago mi je što mogu danas reći da na bazi naših dobrih rezultata i na bazi politike koju Rumunija vodi, politike otvorenih vrata i podrške proširenju, ta podrška je danas nama veoma precizno i obećana. Pored ovih stvari, mi smo razgovarali o pitanjima koja su značajna za Evropu, značajna za region, poput terorizma, poput pitanja migracija, koje je još uvijek, naravno, vrlo, vrlo otvoreno. I moram reći da u ovom trenutku je jasno da Bosna i Hercegovina i Rumunija na svim važnim pitanjima imaju gotovo identične stavove. Posebno tu apostrofiram pitanja borbe protiv terorizma. Ja sam kolegu Lazara upoznao sa svim stvarima koje je Bosna i Hercegovina uradila na polju borbe protiv aktivnosti stranih terorističkih boraca i sa našim zakonskim promjenama koje smo tu imali i rezultatima koje je to donijelo. I ponovio sam i danas opredjeljenje Bosne i Hercegovine da i nakon posljednjih terorističkih napada pošalje jasnu poruku da će još sigurnije, još čvršće biti dio globalne koalicije za borbu protiv terorizma. I konačno, mi smo govorili i o regionalnoj saradnji, koliko je to važno i za jednu i za drugu zemlju. Bosna i Hercegovina u okviru Zapadnog Balkana pokušava da što snažnije se uveže infrastrukturno, energetski, politički, diplomatski, i da crpimo energiju iz te regionalne inicijative svi zajedno za naš evropski put. Jedna od regionalnih inicijativa koja će u ovoj godini za nas biti posebno važna je centralno-evropska inicijativa. Bosna i Hercegovina u 2016. godini predsjedava ovom inicijativom. Zahvaljujem se za podršku koju smo i na tom polju dobili danas od naših rumunskih kolega. Ja sam iskoristio priliku da kolegu Lazara upoznam sa kalendarom događaja i da pozovem predstavnike Rumunije i u onom dijelu koji će se odnositi na parlamentarne aktivnosti i na ministarske aktivnosti, na kulturne aktivnosti, da učestvuju maksimalno, koliko im god tu budu obaveze dozvoljavale, u ovim aktivnostima koje će voditi predsjedavanje Bosne i Hercegovine. Posebno sam, naravno, pozvao kolegu na ministarski sastanak koji će se u junu mjesecu održati u Banja Luci. Na kraju, želim još jednom da se zahvalim svim domaćinima koji su učestvovali u organizaciji ove posjete, jer su u tome uspjeli. Ovo je bilo i savršeno organizovano i doprinijelo je da se mi osjećamo jako ugodno i lijepo ovdje u glavnom gradu Rumunije. Hvala još jednom.